predica e pentru tine personal? Când va fi sfârșitul lumii? Da, ți-i place să dai așa întrebări. Uitați-vă la cămașa mea. Oamenii ăștia nici nu mănânce. Dumnezeu așa ne-a spus în inima mea. Vreau să-mi povestești o întâmplare sau un eveniment care te-a marcat sau care tu îl ții în minte din activitatea ca păstor. Da, este așa ceva. Poți să-mi povestești? Am o fetiță micuță, da, de 1 și 6 luni. Soția mea cântă în laudă și închinare. Și atunci, da, când e cântă în laudă și închinare, eu stau cu fetița în brațe. Uh-huh. Da, și sunt nevoit câteodată chiar să ies din biserică, pentru că afruza, așa o cheam pe fetița mea, e câteodată strâgă, că vrea jos, plânge, că dată mofturi, că aștept copii. Și eu stau în afara sălii de biserică. Da. Și câteodată când stau în afara sălii de biserică și este laudă și închinare, eu mai beau și o cafea. Și așa cum beam cafea, afruza o pălit peste ceașca mea și m-a vărsat peste mine. Și era 2 minute înainte de a ieși ca să predic. Adică asta a fost un stres pentru mine. Pentru că avem așa o ieșire din situație. Să ies cu cămașa mea pătată de cafea să predic, da, da, sau trebuie să o schimb. Dar cum să o schimb? Pentru că nu eram pregătit pentru așa situație. Și am început să caut prin depozit, am început să caut pe la mine prin oficii. Poate cineva a făcut o donație, un tricou. Da. Și slavă Domnului era. Ai găsit? Da, da. Dar era buțit. Era buțit, era cu linii. Deja am dat-o pe fetiță la Firuza, la soția mea, și am ieșit în față să predic cu tricou buțit. Dar am explicat la biserică. Am spus, oameni buni, uitați-vă la cămașa mea. Și cum vă place mai bine să predic? Cu cămașa plină de cafea sau în tricou ăsta buțit? Nu, și biserica a acceptat. A spus că da, poți să predici și în tricou. Așa. Ce te enervează cel mai mult? Mă enervează? Nu știu, nu știu. Poate sunt mai multe lucruri, dar la moment nu ne vine. Când va fi sfârșitul lumii? Da, ți-i place, da, așa întrebări. Întrebări care n-are răspuns concret. Da? Mulți au spus că în 2000, pe urmă în 2012. Răspunsul adevărat e că numai Dumnezeu știe. Sunt câteva indicii și semne în Biblie care noi putem să înțelegem, să presupunem că ecta, acum e momentul când Iisus într-adevăr ar putea să vină. Dar noi nu putem spune în concret. Putem spune despre Apostolul Pavel că el credea că Iisus o să vină chiar în momentul acela când el era. Și noi citim asta în epistolele lui. Da? El chiar așa și trăia. Și erau în tesaloniceni unii credincioși care nici nu vreau să lucreze. Pentru că așa spune eu, dar care e sensul ca eu să lucrez dacă mâine vine Iisus? Stăteau acasă. Dar Apostol Pavel chiar le scrie scrisoare. Măi, oamenii ăștia nici nu mănânce. Da? Adică trebuie să muncească, să mănânce. Când o să vie Iisus, atunci o să vină. Dar el spune în felul următor. Cercetează-te pe tine dacă încă ești în credință. Așa. În fiecare zi. Scanează-te. Adică când te trezești dimineața, încă nu te ridica din pat, cu mintea calmă, adică așa, să te gândești, Iisus, eu te iubesc sau nu? Sau, Tată, eu te iubesc sau nu? Dar dacă simți starea asta de stres sau de nesiguranță, atunci spune, Tată, iartă-mă. Posibil că undeva am păcătuit, dar este undeva păcatul ăsta. Și găsește balansul ăsta, armonie în relația ta cu Dumnezeu. În fiecare zi. Întreabă-te, trăiești tu corect sau nu trăiești tu corect? Dacă vin oamenii din jurul tău și îți spun ție că nu-i place ce faci tu, că tu faci greșit, cum poți tu ca și creștin să faci lucrul ăsta, nu deodată, nu judeca. Da? Da. Că este amoie la modă lucrul ăsta, dar ce mă judeci pe mine? Dar tu singur faci asta, da? Da. Nu-i corect. Sau când cineva predică, te gândești pentru cine e predică asta, nu pentru tine. Da, da, adică asta nu-i corect. Noi trebuie să-i dăm voie că atunci când oamenii de jurul nostru, de fapt, vin și ne spune ceva, asta înseamnă că un indiciu unde noi putem să ne perfecționăm, pentru că noi poate nu observăm asta, dar noi nu trăim așa cum vrea Dumnezeu ca noi să trăim. Sau chiar și când se predică, da? Predica e pentru tine personal. Nu pentru cei care din jur. Da? Că mulți oameni, e că e tare bine că păstorul predică și tamalistă care e alături. Nu! Ții ți se vorbește. Dacă ai de luat ceva, e și dă-i voie lui Dumnezeu să intre în interiorul tău. Scanează-te din tăi. Vezi ce-i cu tine. Da, foarte bun răspuns. Care este totuși cel mai mare sau cele mai mari obstacole în a deveni un creștin cu adevărat? Egoismul. Da. Este cel mai mare obstacol. E un singur cuvânt, e o singură stare,
dar care provoacă tare multe probleme și îl îndepărtează pe Dumnezeu. Uh-huh. Egoismul vorbește despre ce? Că tu să iubești banii, tu să te iubești pe tine, ca tu să nu-i dai voie lui Dumnezeu să vorbească inimii tăi, ca inima ta să fie împietrită. De fapt, de ce să începi tăi? Anume de la egoism. Și este cel mai mare obstacol dintre tine și Dumnezeu. Tot se pune accent mai mult pe eu, da? Da, da, da. Atunci când tu iubești faima, deja e egoism. Atunci când iubești să fii lăudat, asta deja este egoism. Mm-hmm. Și faci tot ca să fii lăudat, nu faci asta ca pentru Dumnezeu. Mm-hmm. Da? Atunci când trăiești viața ta după cum vor oamenii, nu cum vrei tu, iarăși e vorba despre egoism. Mm-hmm. Pentru că încerci să te afirmi, dar singur nu știi cum și dai voie la oameni de jurul tău să te afirmi. Critica lor, opinia lor, da? Și cum te îndepărtează la Dumnezeu? Pentru că atunci când Dumnezeu spune vine la mine, tu stai cu frica. Dar ce o zic vecinul, dar ce o spune cealaltă, dar ce o spune asta? Da? Și asta e obstacol. Și aici poți să adaugi un milion de variante sau care ar putea să descrie egoismul ăsta și cum te îndepărtează el de la Dumnezeu. Ce părere ai tu despre atei care se declară eu sunt ateu, eu nu cred în Dumnezeu, nu cred în nicio forță spirituală, spunem așa? În primul rând, eu respect poziția lor. Da, și părerea mea este că dacă tu crezi așa, bravo. Dacă ți-ți place, dacă pe asta te aranjează, din partea mea e respect. Dacă pe dânsul asta îl aranjează și pe dânsul asta îl face fericit, cel puțin aici pe pământ. Da, eu am o părere diferită, dar îl respect pe dânsul tot așa cum el mă respectă și pe mine. Am înțeles. Care ar fi câteva sfaturi care le-ai dat pentru tinerii din ziua de azi? Dacă vrei să fii fericit, atunci ascultă ceea ce spune Iisus despre fericire. O stare adevărată de a fi fericit este ca să fii mulțumit cu ceea ce tu ai azi. Da, Iisus singur spune, nu te gândi la ziua de mâine. Nu retrăi pentru ziua de mâine. Să încrezi în Domnul. Încrede-te în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are grijă de lucrurile astea. Nu te gândi la ceea ce ai să te îmbraci. Nu te gândi la ce ai să mănânci. Pentru că Dumnezeu o să aibă grijă de tine. Păi, da, Dumnezeu fapt, o să aibă grijă, dar tot, nu trebuie să stai tot. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să planificăm ziua de mâine, dar ceea ce vorbește Iisus este să nu pui valoare în lucrurile astea. Pentru că dacă tu pui valoare în lucrurile astea, atunci tu n-ai să fii fericit amui și ai să fii stresat. Spre exemplu, tare mulți tineri spun că dacă a să aibă o mașină, atunci el o să fie fericit. Da? Și asta înseamnă că tu te gândești la ziua de mâine și tu retrăiești pentru ziua de mâine. Tu amuia retrăiești, că n-ai bani, trebuie să lucrezi mai mult, ca să ai mai mulți bani și ai să cumpere anumii mașina aceea. Și chestia că până ce ai să ajungi tu... Da, n-avea o mașină, nu-i rău, spune-mă. Asta nu vorbesc despre ce e că e rău sau nu este rău. Da, totuși asta vreau oamenii să înțeleagă că care e ideea aici. Ca să ai o mașină, e un lucru bun și corect, dar nu-i fericirea întrânsul. Da? Pentru că tinerii în ziua de astăzi își pun fericirea în lucrurile materiale, în lucrurile care îi poate să le capete cândva. Dar de fapt Dumnezeu spune că cândva cele care tu ai să le primești cândva, tu ai să le ai. Și mașina ce e, tu ai să o ai, casa ce e, tu ai să o ai. Dar amuia, la moment, fii fericit cu ceea ce ai acum. Fii mulțumit cu ceea ce ai acum. Nu dă voie la stările astea emoționale să te capteze. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca tu să fii nefericit acum. Așa. E cam greu răspunsul ăsta, deci da, o leacă mai mult. Povestește-ne o întâmplare în care tu cu adevărat ai văzut mâna lui Dumnezeu, iată. Anume aici eu am văzut cum Dumnezeu a lucrat. Da, asta era... Poate un răspuns la rugăciunea ta, poate o întâmplare din viața la un membru de biserică. Asta era când eram student și nu prea aveam eu bani. Și noi la biserică, nu la biserica Linare care e acum, dar la biserica Cuvântul Vieții, am decis ca pe toți tinerii să invităm de anul nou la mine acasă. Și fiecare au pus care și cum a putut, dar eu am avut 200 de lei și am decis că să cheltui doar 100 de lei pe fructe și legume. Da. Și apoi când am fost la magazin, Dumnezeu așa ne-a spus în inima mea că cheltui 200 de lei, nu 100. Dar eu zic, cum? E sfârșit de an, anul nou, salariu, când asalam, nu știu, că sunt student, da? Și cum adică, să dau și ultimii 100 de lei din buzunarul meu? Și, da, Dumnezeu ne-a spus, da, fă.
Și ne-a spus în inima mea, da, într-adevăr, că o simțit că anume asta și trebuie să faci. Uh-huh. Și dacă nu eram să fac lucrul ăsta, eram să mă simt nu chiar așa de plăcut. Și am cheltuit 200 de lei. Uh-huh. Și așa cu pachetele cele când mă ducem acasă, pe jos, pentru că nu mai avem bani de transport, 10-15 minute de la magazin, mă mustra mintea din interior, egoismul meu, că dar de unde să iau bani? De ce am făcut așa? Dar Dumnezeu ne-a vorbit sau nu Dumnezeu ne-a vorbit? Și așa cum mergeam, pe jos am văzut 110 lei. Restul, că spunești că 100 așa de lei, da? 100 de lei și plus încă 10% deasupra care se dau la biserică. Și zic că, da, e că așa lucrează Dumnezeu. Dacă El spune, fă și nu retrăi. A fost un caz când învățam la seminarul teologic. Uh-huh. Una din slujirile mele era să predic Evanghelia la spitale. Uh-huh. Și când m-am dus la spital, am avut doar 2 minute, doctorul mi-a dat voie să intru în salon și mi-a spus 2 minute și pleci. Și eu, dacă sunt creștin, dacă promit 2 minute, înseamnă că 2 minute. Și cum am intrat în salon, așa și-am spus la toți care stăteau acolo. Zic, oameni buni, mult timp ca să vă spun vouă ceva, acum nu am, un singur lucru pot să vă spun. Dacă crezi cu adevărat că Iisus Hristos a murit pentru tine, pentru păcatele tale și a vărsat sângele ca tu să fii vindecat și ceri asta din inima ta, măi, El poate să te vindece. Și când am spus lucrul ăsta și era un băiet, Victor îl chema, sau Vladimir, da, Vladimir cred că mai mult, m-am apropiat de dânsul și am spus, tu crezi lucrul ăsta? Și el a spus că da. Și am zis, poți să las numărul meu de telefon și poți să-mi-l dai pe tău, mâine dimineața te sun și vorbesc mai mult despre, despre asta. Și așa și-a făcut, noi ne-am schimbat cu telefoane. A doua zi când l-a sunat, numai i-am spus că iată sunt eu, Marcel, el deodată a început să strige. Marcel, mulțumesc mult că ai venit și ne-ai spus. Și eu zic, dar ce s-am spus? Cred că Iisus a murit pentru păcatele mele și El poate să mă vindece. Eu în momentul acela m-a rugat și Dumnezeu deodată ne-a oprit sângele. Eu zic, care sânge? El spune că 2 săptămâni în urmă, doctorii ne-au făcut operații la șira spinării și una din probleme era că permanent curgea sânge din rana aceea. Adică doctorii nu puteau să o oprească. Nu știu care era problema, dar zic, 2 săptămâni așa. Dar odată ce ai ieșit tu din cameră și odată ce eu m-am rugat, au spus că sângele și-a s-a oprit. Și că azi doctorul a venit și mi-a spus peste 2-3 zile eu pot să plec acasă. Și zic, wow! Zic, mă bucur că Iisus a lucrat în viața ta anume în felul ăsta. Și el a venit la noi la biserică, a făcut mărturie asta, a povestit la toți și într-adevăr este un caz real. Că Iisus a făcut așa o minune. Ca ultima întrebare, care ar fi planurile tale pe viitor? Spune-mi așa, viitor apropiat, viziuni? În biserică vrem să sărbătorim Crăciunul și ne rugăm la Dumnezeu ca El să trimite mai mulți oameni care să facă donații de Crăciun, asta, cadouri, ciocolate, dulciuri simple, poate chiar și hăinuțe, pentru ca să avem o sărbătoare mare, așteptăm undeva vreo 150 de copii. Noi și-am făcut demersuri la mai multe organizații de caritate care puteți să ne doneze. Să facem mai multe proiecte de caritate în biserică, să dezvoltăm alte proiecte care sunt, cam astea sunt planurile mele. Da, Marcel, îți mulțumesc că ai răspuns la întrebările astea. Da. Și noi am putea să discutăm mai mult, dar deja nu prea avem timp. Să stai de vorbă cu un păstor e tare greu, pentru că când ai o întrebare, el ți-ai nu poate să-ți dai un răspuns succint. Că cred, da. Așa suntem noi, asta e sângele nostru. E bine să vorbim, măcar și tătă ziua. Bine, chiar îți mulțumesc. Și eu cred că cei care s-au uitat acum la acest videoclip, ei au învățat ceva. Îți poate spune și eu ceva? Da. Eu îți mulțumesc mult că ai venit și ai luat și un interviu de la mine. Eu înțeleg că este un interviu greu. Da, chiar dar, Andrei, vreau să spun că mie îmi place ceea ce faci tu. Am văzut interviurile care le-ai luat tu până acum și eu cred că o să ai un succes foarte mare anume în domeniul ăsta. Mie chiar îmi place să fac asta și îmi place să cunosc alți oameni, știi? Chiar îmi place asta. Da, tu ești bravo și Dumnezeu să te binecuvânteze. Continui anume pe linia asta, cu întrebări hazlie, pentru că provoacă emoții și e destul de plăcut să te iei la video ăsta.
Asta a fost, abonați-vă, faceți un share pe pagina voastră de Facebook, puneți un like, puteți să scrieți întrebări dacă vreți să mai răspundă alți păstori, poate sau tot Marcel, poate într-un alt episod, puteți să scrieți întrebări, noi am plecat, o zi faină, pa, pa! Gata? Da! Sure.